E bună, dragii mei, cocomirile! Asta eu, cocomirile a voastră principală! Astăzi, tine are la dumneavoastră cu un light hikes. Da, discolorat și ghidușnic. Să mă iertați, vă rog frumos, că sunt întâlnească. Pur și simplu, asta e ceva legat strâns de sufletul meu și de starea mea sufletească. Pentru că eu am fost de desantniță. Dar pentru desantniță, tilneașca e sfânt. Nici am mult dacă cinstit îmi zic în zate, parașute. Nu știu, deși poate că am fost de sarniț, dar am zic toți câți parașute. Și eu mă mândresc cu asta. Mai e Astăzi vă voi arăta un light hikes care e special pentru ca din mini și caldi voi. Clar că nu toate au dreptul să numească cocomârile ca noi. Sunt multe femei care mai au de mâncat încă multe mancă cu podlitcă și cu șapă, ca să ajungă așa la divi și cu comările frumoase și gătite și modne și modneam și ca noi. Dar le dorim succes să ne ajungă din urmă. Astăzi, cum v-am spus, un light colorat. De ce vă arăt acest light Pentru că în sezonul acesta estival, când toți bărbații noștri nu ved, îi ved numai pe lobocul și banca și treuca noi cu cumările trebuie să, să facem în fel și chip ca să strălucim ca bărba să ne observe ca mâine dacă scoală cu o mutră că nu-i să văd ochii de balcon și de rachiu. noi ca să fim observate trebuie să strălucim ca un soare trebuie să fim frumoase deci la acest light hike colorat ne va trebui o scândură, un scândru, un el și aceasta. Nu vă temți că să nu blieci, care uh, trebuie să fie capul teafăr, fără ceață. Aici, dragii mele, sunt chironuști, supranumite țânti în popor. Și mai avem un ingredient, dar acest ingredient este secret. Acuși o să-l vă arăt. Așa că să trecem la treabă, dragile mele, cu cocomârle. Deci, cocomârluștile mele dulci, după cum știți, frumusețea la femei se începe de la ce? De la unghiuțe. Unghiuțele, se pot face mai multe feluri. Ai plătit banul, ai plecat la salon și ți-ai făcut unghiuțe. Și le pot fi de două feluri. Unghiuțe de tale naturale sau unghiuțe de este lichite, cum să ar spune, care sunt artificiale. Dar ne ajuns -o unghiuțelor artificiale. Una că costă bani, dar bărbații, mai ales la țară, de cât ți-au 300 de lei să-ți faci tu unghiuțele? ei de 300 de lei o săptămână deu la barca cai. Așa că nu prea unghiuțe ați vei face voi artificiale. Numai dacă o să îmblați prin buznari la dâns și să-i și dacă bărbatul dumneavoastră e cam prost și Și el nu se coate bani. Dar dacă și știi cât țapă de bat și dar știi cât o rămas, o să, să fără unghiuți, dar cu ochii boiți o lună și cu buzile înflate așa aia, pidos, cum s-ar spune, de la pumnotul, cum s-ar spune. Așa că va, prima variantă nu merge. Prima variantă pot să o permite numai uh, diviliști care colorați, care se uh, meritați cu oligofrienici, care sunt bogați, da, oligarhienici de E de ăștia, cum s ar spune. Așa că. Și încă, a doilea ani a ajuns Chiar dacă ați prins la bani și ați trecut aceste unghiuți. După cum știți, bărbații noștri iubesc când faci sex să se i spinari. Dar, după cum mai știți încă și altceva, bărbații la țară sunt foarte harnici și muncitori. Îi muncesc din zori în noapte. Dughez, muncesc, muncesc, dughiesc. Când ajunge sâmbăta, trași de gât, de picioare de păr, îi bărie în baie și îi mai băiești. Însă, ei fiind mușchioși, și așa, și așa, nu ajung cu că la spinare. Și spinerușa rămâne inispelată ani întregi de zile. Făcând sex și vrând să-i faci plăcere bărbatului, să-l zgârii pe spinare, bărbatul nu simte nimic. Căci din urma unghiuțelor tale, nu rămâne nimic. Pentru că ele ajung la piele. În schimb, ca la asta de primăvară, îi zgârțănești tot lipul de schinare. Rămâne aretură de primăvară. Și dacă acolo e lipul și el a închetrit, când trage și aia, dacă tu ești aia, se rupe unghiuțele ca și rămâne în arătura aceea. Și iar cheltuială și pe al, al supăr, că nu fai, că sunt jibzi, așa, hop, hop, lui pare că le-i dicobrat. De aceasta, trebuie să avem grijă de unghiuțele noastre. Așa că astăzi cu dumneavoastră vom face unghiuiob. Da, unghiuiob. Se numește acest instrument. Sunt unghiuioburi de o mână. Dar nu suntem întotdeauna ocupate. Da, cu asta o se face le face ascuțite, ascuțite, ca cuțitul. Poți stai sâr și cărnați cu ele, dar e multă cheltuială cu ele. De aceasta vom face un gheoiub discolorat. Deci, luăm scândurica, ținturile, cum v-am spus, să nu se sau vitamine, ținturile și ingredientul principal. Puteți pot să poți fie de tot felul, 2, 3, 4 și așa mai departe. Punem mai așa, mai în partea asta, așa frumos, și o batem în țințișoare. Da. Puteți să nu le batem până la urmă, pe urmă să le scoatem, ca să schimbăm această... cum se cheamă. Aceasta colorată, cum să ar spune. Deci. Încă Puteți de mai multe, dacă adeți așa plășire, să bateți cât mai multe. Puteți să bateți toate marne, așa, 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 așa. Puteți mai bateți și un sim, numai ca să fie foarte... A o toată chestia asta, dar prin bă -ți spate de bătut cum doriți asta. Și așa, am făcut aceasta. Acum, stăchim unghiile ca să nu pot os în cameră și uitați. odată, 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 Dacă vă doare spinarea așa, puteți sta, puteți să o puneți în chioare, așa la perie. E ca de o vorbe, uitați, nu știți că o așa la perie. Și e așa. Ha! Ha! Am o două mâini odată și în două, trei minute, unghiuțile voastre isca la și în acoșca. Da, este așa film de la Marvel. Femeia mâță. Ia așa, sper că v-a plăcut la ul meu colorat, sper să-l faceți și sper să fiți cele mai frumoase cocomârile de pe planetă. Vă mulțumesc frumos. Unde o iub de casă. Fără saloane, fără nimic. O l Ținti șucănași, și o Și colorată de asta, au cum se cheamă Ieftin și bun în chilă Vă peșesc dulci și colorat Uf, uf, dragile mele cocomârile Mai se uit principal Acest undeop se poate face și el portativ uitați luăm o țintuliță Și o bate. Apoi ne trebuie un metru de ață, deci pe sau o lentă, că n-are important. Și ia așa frumos, îl legă masa de țintă așa, ia? și de asta, cum v-am spus, că nu le batem până la urmă, ca să putem schimba lentă, ca asta, care pelicula, sau cum se mai cheamă aparatul ăsta nostru, și uitați -a. și vă arăt exemplu, uitați Ia ca am ia ca a șterge ia ca nu ci știți? mai durat. Uau, unghiuțele mele dulci. Hop! Hop! Iar îl pui la spate și iar te trec. Uau, iar unghia s-a rupt. Și e așa, sau e al pui, știți? Și în partea asta. Hop! Și ia așa, dragile mele, cel mai bun aparat de făcut unghiuțe. Care trebuie să fie la fiecare gospodină, în gospodărie. Încă o dată, pe pupecesc, pe, pe, la revedere!